Să citesc un pasaj din Exod, capitolul 3, respectiv versetele de la 1 la 10, și pentru lucrul acesta o să vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Exod, capitolul 3. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis: am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise! El a răspuns: iată-mă. Dumnezeu a zis: nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat: eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, că se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis: am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locul pe care locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Amin. Tată drag, stăm în fața ta conștienți că acest cuvânt a ieșit odată din gura ta. L-au ascultat generațiile și astăzi este rândul nostru. Îl ascultăm cu interes. Îl ascultăm cu o atitudine de adorare și admirație la adresa numelui tău și te rugăm, potrivește-l pentru noi la acest început de an. Binecuvintează-ne cu el și dă-ne putere prin el. Știm că Tu ești aici și că vei face o lucrare de slavă în mijlocul bisericii Tale. De aceea ne închinăm cu mulțumire. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit respectuos să vă reașezați. Am pus și cina Domnului peste sărbătoarea începutului de an. Așa se face că încercăm să le facem pe amândouă bine. Fiind prima predică în limba română din acest an, m-am gândit să fie o predică care se potrivește în mod special pentru începutul de an. Cina Domnului o să o mai avem de încă 11 ori, dar în aceeași măsură să se potrivească și pentru cina Domnului, pentru că este o parte a serviciului divin din această seară. M-am gândit să citesc pasajul acesta, pentru că el se adaptează la ambele subiecte și o să surprind câteva lucruri care cred eu că se încadrează în peisajul din această seară. Lucru care mă surprinde foarte mult este că Moise trecea tot timpul prin zona aceea unde l-a întâlnit Dumnezeu și pământul ăla nu era sfânt. Îl călca și el în picioare și îl călca și oile lui. Și nimeni niciodată nu i-a spus: descalță-te. Dar pământul acela pe care trecea toată ziua, într-o zi a devenit sfânt prin faptul că în locul acela a venit Dumnezeu. Când Dumnezeu te întâlnește, locul ăla unde te întâlnește devine sfânt. Devine sfânt locul ăla unde te rogi dimineața. Devine sfânt locul ăsta unde ne rugăm împreună. Pentru că Dumnezeu, când este lăudat, El coboară în mijlocul laudelor. Și locul acela devine sfânt. Atunci când vă îmbrăcați, atunci când stați pe scaun, când sunteți ispitiți să vă uitați pe telefon pentru divertisment, nu pentru ceva ce are legătură cu slujba. Atunci când sunteți ispitiți să faceți altceva decât să vă concentrați cu responsabilitate la cuvântul Domnului, să vă aduceți aminte că locul ăsta este sfânt. Nu pentru că l-am sfințit noi. Ne-am umple de bani dacă am putea noi să sfințim locuri, oameni și lucruri. Este sfânt dincolo de voința noastră. Este sfânt pentru că Dumnezeu vine aici
să se întâlnească cu oameni care îl caută. Ieri Moise a călcat pe pământul acela și era încălțat și n-a fost nicio problemă. Astăzi, pentru că Dumnezeu a coborât acolo, el a trebuit să se descalțe. Observați cum privește Dumnezeu comportamentul omului când este vorba să se apropie de ceva sfânt, să se descalțe. Ce-ar fi să spunem că de astăzi înainte ne vom lăsa pantofii în hol? Pentru că intrăm într-un loc unde Dumnezeu este prezent. Unii dintre noi nu fac nicio legătură între mall și locul ăsta, din nefericire. Spun ce mare lucru. Pentru un om duhovnicesc este un mare lucru. În seara aceasta aș vrea să predic despre un nou început. Cum aș putea să numesc predica decât așa? Nu este așa că e un nou început? Din nefericire, nu toți oamenii care au trăit ieri îl încep astăzi, pentru că au murit azi noapte. Azi noapte au murit oameni. Noi n-am murit, noi suntem încă în viață, dar suntem candidați să murim cândva. Dumneavoastră știți asta. De aceea trebuie să avem mare grijă, pentru că atunci va conta tot ce am făcut în viața aceasta. Moise este un copil dintre cei patru. Numele lui e menționat în Scriptură de foarte multe ori, de 840 de ori. El s-a născut într-o împrejurare destul de delicată, într-un moment în care egiptenii interziceau evreilor să nască copii. Dumneavoastră știți că el s-a născut în contextul acesta prin intervenția directă a lui Dumnezeu. Slujirea lui Moise este precedată de selectarea lui, selectare prin suveranitatea și providența lui Dumnezeu, dar și prin anumite atitudini pe care Moise le avea la momentul acela. Chemarea pe care Dumnezeu o adresează lui Moise să slujească este un eveniment, dar slujirea pe care o face în urma chemării este un proces lung de 40 de ani. Iar pentru acești 40 de ani, el se pregătește de două ori câte 40 de ani. De aceea Moise a avut trei începuturi. Un nou început este al doilea, dar în mod deosebit al treilea. Haideți să ne uităm un pic la etapele formării lui. Dumnezeu l-a format pe acest bărbat. Întotdeauna Dumnezeu îi formează pe oamenii de care se folosește. Știu, noi suntem tentați să stimăm morții și să avem probleme cu viii. Și asta e o atitudine de imaturitate. Dacă vreți să cinstiți pe cineva, vă rog, n-așteptați să moară. Nici pe mama, nici pe tata și nici pe oamenii din jur. Dacă vreți să cinstiți pe cineva, cinstiți-l cât trăiește. Duceți-vă la el și spuneți-i: îți mulțumesc pentru influența pe care tu o ai asupra mea sau asupra familiei mele sau pentru binele care mi l-ai făcut. Îți mulțumesc că existi și fiind lângă mine, tu m-ai binecuvântat într-un fel. De ce spuneți asta când oamenii mor? Pentru cine mai spuneți asta? Vrem doar să scăpăm de vinovăția unui lucru făcut prea târziu. Avem o viață la dispoziție să nu rămânem mici, ci să ajungem să facem lucrurile la nivelul excelenței. Cine ne oprește să facem asta? De ce trebuie să se țină mediocritatea după noi? Știți de ce? Pentru că noi ne ținem după ea. Spuneam că el a trăit de trei ori câte 40 de ani și ultima etapă de 40 de ani a fost și pentru el un nou început, ca și pentru noi. Pentru noi acest nou început nu o să fie 40 de ani, o să fie doar un an. Nu știu dacă o să ajungem la sfârșit, Dumnezeu știe, dar nu ne-a spus. În această a treia etapă există câteva atitudini pe care Dumnezeu le manifestă față de el, formându-l pe Moise, după ce îl selectează, îl formează și apoi îl trimite. Asta se constituie în ceea ce noi numim chemarea lui Dumnezeu pentru el. Instruirea. A fost 40 de ani la palatul lui Faraon și acolo a avut parte de o instruire laică. A fost 40 de ani în pustie, acolo l-a smerit Dumnezeu și ambele sunt necesare, și teoria și practica. Apoi a fost formarea în sine,
și a fost dedicarea. A venit un moment în care Moise s-a dedicat sau a acceptat să se dedice sub influența lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu l-a selectat, spuneam mai devreme că l-a selectat în baza suveranității personale. Dumnezeu are suveranitatea de a face ce vrea în lumea asta și niciun om nu are dreptul să-i ceară socoteală. Nu avem dreptul să ne supărăm pe Dumnezeu pentru că noi nu i-am plătit niciodată nimic. Nimic. Tot ce ne dă, ne dă pentru că vrea. Și când nu ne mai dă, asta nu înseamnă că e rău. Nu, Dumnezeu face ce vrea pentru că face pe cheltuiala Lui. Dacă dumneavoastră vreți să-mi dați astăzi un sandwich, nu-i normal să mă supăr mâine pe dumneavoastră că nu mai mi-ați dat și mâine un sandwich. Trebuie să am omenia să vă mulțumesc pentru ei. De ce sunteți dumneavoastră dator să mă hrăniți în fiecare zi? Evident, nu. Vedeți cum ar trebui să punem problema? În baza suveranității sale, Dumnezeu are toate drepturile posibile și imposibile și noi nu trebuie să confirmăm suveranitatea lui Dumnezeu. De aceea nu avem dreptul să o contestăm. Dar, pe lângă suveranitatea sa, Dumnezeu l-a ales pe Moise și în baza unor atribute pe care el le avea. A ascultat de Dumnezeu. Biblia ne spune că după ce a vorbit Dumnezeu cu el, s-a întors în Egipt. L-a ascultat. Când Dumnezeu vorbește cu un om, omul ar fi bine să-l asculte pe Dumnezeu. Ar fi așa de fericit și aici, dar mai ales dincolo. Indiferent dacă e ușor sau greu, ascultarea aproape niciodată nu e ușoară. Pentru că, în general, când cineva te roagă să faci un lucru, te deranjează pentru faptul că trebuie să renunți la ce făceai tu. Fiecare om face ceva în momentul în care e invitat să facă altceva. Apoi, a avut respect față de socrul său. Nu era taică-său, era socrul său. Mi-a să știți bancurile cu soacra și cu socru. Însă el i-a vorbit frumos și respectos și i-a zis: rogu-te, permite-mi să plec, am treabă, lasă-mă să mă duc. Și socrul său îi spune: du-te. Nu numai asta îi spune, îi spune multe lucruri. El a avut un socru înțelept. De fapt, toți socrii sunt înțelepți. Grija față de familia restrânsă este un alt atribut al lui Moise. El și-a luat nevasta și copiii, i-a pus pe un măgar și i-a dus în Egipt. El a avut grijă, s-a ocupat personal de treaba asta. Apoi a avut responsabilitate față de împuternicirea de vină și a luat în mână toiagul pe care l-a dat Dumnezeu. Ăsta era instrumentul vizibil prin care se manifesta puterea invizibilă. Apoi s-a dedicat total în slujire. Să te dedici una, să te dedici total alta. Acest total ne sperie pentru că ne ia drepturile. Când eu m-am lăsat de cafea, iertați-mă că vă spun lucrul ăsta personal, când mi-a fost rău atunci la convenție 2016, doctorul mi-a spus că trebuie să renunț la câteva lucruri și singurul la care am putut să renunț a fost cafeaua. Celelalte n-am cum să renunț la ele, că ar trebui să renunț la viață, de fapt nu chiar la viață, la slujbă, la pasiunea mea și nu pot, n-am cum. Așa că am renunțat la cafea și când m-am gândit că nu o să mai beau niciodată cafea, mi s-a părut puțin condamnabilă decizia asta, e cam prea aspră, niciodată. Și am zis, nu, eu nu o să ajung să nu beau cafea niciodată, eu fac alt angajament, mă angajez să nu beau prima cafea. Și asta pare foarte rezonabil. Poți să le bei pe toate celelalte, dar numai pe prima nu. Și până astăzi n-am băut prima cafea, dar dacă nu o bei pe prima, nu poți să bei nici pe a doua și nu poți să bei nici pe a treia, nu mai bei deloc practic. Dar am făcut în mintea mea mai ușoară situația și dacă poți să faci în mintea dumitale situația mai ușoară, eu te rog frumos să o faci. De ce să porți 10 kg dacă poți să porți doar un kilogram? Apoi, el a acceptat dificultățile slujirii. Dumneavoastră vă aduceți aminte că în ciuda măreției lui Moise a fost un om contestat. Să nu vă supărați dacă sunteți contestați. Nu există nimeni pe fața pământului care să nu fi fost contestat. Dumnezeu este contestat, Iisus Hristos este contestat, Duhul Sfânt este contestat, președinții lumii sunt contestați. Cine sunt eu să mă deranjez că sunt contestat? Și dacă sunt contestat, ce? Moise a fost contestat, l-au contestat Core, Datam, Abiram, 250 de prieteni de-ai lor. L-a contestat tot poporul la doua zi, l-a contestat sora care a ieșit din aceeași mamă cu el. Nu trebuie să ne deranjeze așa de tare dacă suntem contestați.
trebuie să ne deranjeze dacă contestația este adevărată. Dacă este adevărată, atunci să știți că avem treabă. Atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Moise, chemarea lui Dumnezeu a fost atât de profundă, atât de complexă, atât de mare, atât de cuprinzătoare, încât Moise s-a speriat. A conștientizat că nu poate el să facă așa ceva. Și încearcă să-i spună lui Dumnezeu că nu o să meargă să facă lucrul ăsta. Dumnezeu îi cere, vreau să începi un lucru nou. Și Moise spune, nu, Doamne, nu vreau să încep. Dar de ce, Moise, nu vreau să încep? Și el îi spune, oamenii la care mă trimis nu mă cunosc și nu te cunosc nici pe tine. Ei mă vor întreba, cine te-a trimis pe tine, cine te-a făcut pe tine șef, purtător de cuvânt, autoritate pentru noi? Păi m-a trimis Dumnezeu. Dar cum îl cheamă pe Dumnezeu? Și eu nu știu cum te cheamă, Doamne. Eu ce să le spun la oamenii când mă vor întreba cine te-a trimis? Știți care a fost soluția lui Dumnezeu? Să-i spună cum îl cheamă. Și i-a spus, eu n-am nume că nu mă confundă nimeni cu nimeni, că sunt unic. Dar eu sunt ăsta pe care îl vezi, eu sunt ăsta pe care îl auzi, eu sunt cel ce sunt. Aleluia. Apoi, pe lângă faptul că nu-l cunoșteau pe Dumnezeu, nu aveau încredere în Dumnezeu, și Moise invocă un al doilea motiv, un al doilea argument, și zice, Doamne, eu n-am încredere în mine că sunt competent pentru treaba asta. Tu când te uiți la mine, tu ce vezi în mine de mă trimis pe mine? Cine sunt eu să mă duc, Doamne? De ce te-ai uitat la mine? De ce m-ai ales pe mine? Adevărul este că Dumnezeu își face bine planurile atunci când le aplică. De aceea este cel puțin ridicol să-L întrebăm pe Dumnezeu de ce. De aia. Ăsta e răspunsul cel mai corect. De aia. Adică, întrebarea asta e fără sens. Dumnezeu știe ce face. Când l-a chemat pe Moise, a pregătit toate lucrurile ca el să ajungă la succes. Lucru care s-a și întâmplat. Apoi, neacceptare. El a venit cu al treilea argument și a spus, Doamne, ăia nu o să mă creadă pe mine, nu o să aibă încredere în mine, nu o să mă accepte. Și Dumnezeu îi spune, ba da, te vor accepta, te vor accepta. Soluția este următoarea, ia toiagul ăsta în mână. În toiagul ăsta este mare autoritate. Tu vei face niște minuni cu acest toiag și ei se vor înspăimânta și vor accepta că tu ești purtătorul puterii lui Dumnezeu. Apoi, Moise vine cu un alt argument, Doamne, eu nu mă pot adapta la treaba asta. Tu știi că mă pui pe mine să vorbesc? Eu sunt bâlbâit. Am citit undeva că un grup de 10 parașutiști făceau antrenament și au sărit dintr-un avion să deschidă parașuta și să repete pentru a exersa. Și a venit acolo și o ambulanță și au sărit 1, 2, 3, 4, 5 și instructorul le-a spus, numărați până la 10. 1, 2, 3, când ați ajuns la 10, trageți de... Și se deschide parașuta. Și instructorul stătea jos, pe pământ. Și toți 10 au sărit și se uita la ei. S-a deschis 1, 2, 9... A 10-a parașută nu s-a deschis. Și ăla care era agățat de... Adică nu era agățat. Ăla care stătea cu parașuta în spate, nedeschisă, puc, și-a ajuns pe pământ. Adică a căzut, s-a prăbușit. Se zice că a căzut într-o căpiță cu fum foarte mare și n-a murit. Și când s-a dus instructorul acolo și l-a căutat, ăsta fiind bâlbâit, ajunsese la 9 cu numărătoarea. 8, 9, mai avea un pic și ajungea la 10. Instructorul nu s-a gândit la faptul că fiind bâlbâit, nu o să spună 1, 2, 3 și la 1 o să stea până la 3, 4 și la 2 o să stea până la 8, 9 și nu-i ajunge distanța până se bâlbâie el să numere până la 10. E, cam așa era Moise. El a știut că are un handicap. Și știu că handicapul acesta o să-i creeze probleme. Se face de rușine, oamenii vor râde de el. Și apoi nu e în stare să, în public, pui pe cel mai nepotrivit om să facă lucru pe care nu-l poate face. Vedeți? Moise a știut ce știe să facă și ce nu știe. Nu e rău să nu știi, dar dacă nu știi că nu știi, faci multe prostii. Pentru că tu ești singurul care nu știi că nu știi. E un mare har să știi ce știi să faci și ce nu știi să faci și să te raportezi la fiecare lucru în funcție de măsura în care îl poți controla. De fiecare dată la ezitările lui Moise, pe care eu nu le mai amintesc pe toate, Dumnezeu a avut o soluție cu care l-a dezarmat.
A avut o soluție cu care l-a dezarmat. Vă mai aduceți aminte la soluția inadaptabilității lui Moise? Adică, Doamne, sunt bâlbâi și nu-s bun de vorbit în public. Dumnezeu i-a spus, nu-i nicio problemă, fratele tău care e fluent în vorbire, o să fie cu tine și el o să fie purtătorul de cuvânt. Lucru care s-a și întâmplat. Aș vrea să spun acum câteva caracteristici ale slujirii lui Moise. El a avut echilibru între slujire și închinare. Dumneavoastră știți că închinarea te pune în raport cu Dumnezeu și slujirea te pune în raport cu oamenii. Atunci când oamenii slujesc fără să se închine, oamenii slujiți simt asta. Adică, dacă cineva nu se pregătește destul de bine să cânte sau să predice, dumneavoastră știți primii. S-ar putea cel care cântă și predică și nu cântă bine și nu predică bine, el să nu știe niciodată. Dar ascultătorii știu primii, imediat. Nici nu scoate bine două vorbe, că știi cam cum va fi seara. Înainte să slujești, ar fi bine să-ți iei timp să te închini. Să te întâlnești cu Dumnezeu și să te închini. Pentru că închinarea aceea te va pregăti, îți va pregăti inima dincolo de aspectul intelectual, al școlii, al instruirii omenești. Închinarea este fundamentală. Închinarea te pregătește să slujești. Dacă te întâlnești mai întâi cu oamenii, fără să te întâlnești mai întâi cu Dumnezeu, oamenii vor simți că ești singur. El a avut un echilibru între astea două. Inclusiv prezența toiagului în mâna lui, era prezența lui Dumnezeu cu el. Apoi, el a făcut diferența dintre absolut și relativ. Vreau să știți că prin el s-au dat cele trei legi. Ceremonială, care se ocupa de ceremonii, de aceea ea s-a încheiat când ultimul miel de jertfă în persoana lui Hristos a venit să fie omorât în locul oamenilor. De aceea legea ceremonială astăzi nu mai e necesară. Să țineți minte, acolo este legea cu femeia necurată, vărsarea de sămânță, atingerea unui mort, așezarea pe un scaun pe care a stat o femeie la rânduiala femeilor, toate legile astea fac parte din aia. Când veți spune că nu mai luați cina sau numai, sau numai, sau numai, pentru că așa spune Vechiul Testament, să țineți minte că legea ceremonială s-a împlinit la cruce și nu mai este necesară astăzi. Ea nu mai este necesară! Vine careva dintre dumneavoastră cu miel în brațe? E vreun preot aici care omoară miei ca să fiți iertați? Noi toți prin credință ne raportăm la mielul de acum 2000 de ani pe care l-a văzut Ioan și a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De aceea nu mai e nevoie de preoți, de lighean, nu mai e nevoie de masă, nu mai e nevoie de nimic din ritualul ceremonial al Vechiului Testament. Dar nu numai ceremonia aceasta și nici toate celelalte care erau la pachet și nici legea civilă. Astăzi avem la City inspector care vin și ne spun unde e pălimarul, câți metri trebuie să ai până la hotar. Nu mai e scris în Biblie cum să faci asta. Unde să spui toaleta, din ce material trebuie să fie ploverul făcut. Atunci nu era niciun fel de City. Era un pustiu și atât. Vă puteți imagina ce bun și deștept a fost Dumnezeu să facă din gașca asta de prizonieri un popor unit cu legi clare. Legi care și astăzi funcționează. Și mă refer la Decalog când spun asta. Mă apropii de încheiere spunând faptul că Moise a fost un om al rugăciunii. El s-a rugat de multe ori și rugăciunile lui sunt surprinse în Scriptură. Câteva dintre rugăciunile lui sunt surprinse în Biblie. Are o rugăciune pe care a făcut-o la Refidim. Și asta a fost o rugăciune de mijlocire pentru poporul evreu. El s-a rugat pentru popor, pentru că el avea poziție de preot, de aceea mijlocea înaintea lui Dumnezeu, reprezentând, mijlocind pentru oameni. Dar el s-a rugat în mai multe locuri. Nu vreau să mai spun despre lucrurile astea, pentru că sunt lucruri relativ comune, obișnuite. Închei spunându-vă faptul că Dumnezeu l-a folosit pe el să așeze Paștele. Ei erau robi. Și Dumnezeu i-a spus, vreau să scot poporul din robia asta. Tu vei fi omul de care eu mă voi folosi. Dar hai să facem să tragem la vot, Doamne. Nu trageți la vot. Tu vei fi omul de care mă voi folosi. Eu voi fi cu tine. Și Dumnezeu i-a spus în detalii ceea ce trebuie să facă. Și la un moment dat a spus, eu voi veni noaptea. Îngerul meu va veni noaptea cu sabia și va omorâ copiii
ca semn de protecție, dar și de identitate, de apartenență a copiilor evrei. Trebuie neapărat să puneți la intrare pe tocul ușii sângele de la un animal pe care îl omorâți. Și îngerul meu, când va trece pe lângă o casă, se va uita la tocul ușii, dacă are semnul, eticheta sângelui prezentă, nu va intra, nu va lovi. Acolo nu vor țipa nici mama, nici tata, nu va fi plâns, nu va fi jale, va fi protecție. Pentru că sângele protejează și sângele demonstrează, arată, vorbește despre apartenență. Dar acolo unde îngerul nu va vedea sânge pus pe ușă, îngerul va intra și va omorâ. Și noaptea aceea a fost o mare jale în casele egiptenilor, dar în casele evreilor a fost liniște. Doar prin puțin sânge, care era pus ca un semn pentru înger. Vedeți ce loial a fost îngerul, a făcut exact așa cum i-a spus Dumnezeu. Dacă uita, îngerii nu uită. Puțin sânge a fost suficient ca bebelașul să nu moară. Și când va ajunge mare, bunicul sau tata să-i spună: tu trăiești pentru că sângele a fost semnul care te-a protejat. Și a fost semnul care a arătat cui aparții tu. Tu aparții lui Dumnezeu. Și îngerul lui Dumnezeu nu omoară pe copiii lui Dumnezeu. Îi protejează. Iar sângele este semnul vizibil. Oamenii lui Dumnezeu, la împlinirea vremii, în loc de miel, un om în persoana Fiului lui Dumnezeu întrupat a stat pe cruce și sângele lui noi l-am acceptat prin credință ca soluția care ne iartă de păcatele noastre. Sângele lui peste noi este un semn al apartenenței noastre la împărăția lui Dumnezeu. Noi am devenit parte din poporul lui Dumnezeu, din familia lui Dumnezeu și nu vom fi loviți dacă vom rămâne în mod autentic parte a familiei Domnului. Dar nu numai că e un semn al apartenenței, e un semn al protecției. Acest sânge cu care a fost tăiată împrejur inima noastră, care este o pecete, are mesaj. Noi suntem protejați nu pentru că suntem deștepți, ci pentru că facem parte din poporul lui Dumnezeu și purtăm prin credință acest semn. Astăzi ne vom împărtăși nu pentru că nu am păcătuit din decembrie până acum. Ba da, am păcătuit. Uneori cu gura, uneori cu ochii, uneori cu mintea, uneori cu mâinile. Sigur am păcătuit, că suntem oameni imperfecți. N-am păcătuit ca stil de viață. Am păcătuit la nivel accidental, la nivel de scăpare, de excepție, de omitere. Dar am păcătuit. Dacă treci odată pe semafor, te califici ca să primești amendă. Nu trebuie să te aștepte polițistul să treci de 10 ori și de-abia la a 10-a oară îți dă amenda. Noi ne putem împărtăși astăzi pentru că invocăm, cerem, proclamăm în dreptul nostru din nou și din nou autoritatea sângelui Domnului Iisus. Semnul acesta în fața căruia îngerul nu mai lovește, ci poți să treci. Câtă onoare, cât har, câtă bunătate, câtă milă, ce program înțelept, un program care ne scapă, un program care ne lasă să ieșim, să fim ai lui Dumnezeu în veșnicie, nu doar pe pământul acesta. Oameni dragi, un nou început. Dumnezeu ne cheamă pe toți să facă o lucrare cu noi și lucrarea este eliberarea prizonierilor. Țineți minte ce vă spun, lucrarea este eliberarea prizonierilor. Dumnezeu nu suportă prizonieratul. Iar cei mai mulți oameni care astăzi trăiesc în viață pe planeta Pământ sunt prizonieri ai păcatului. Iar noi suntem ambasadorii lui Dumnezeu, care putem duce vestea cea bună a eliberării din prizonierat, predicând Evanghelia lui Dumnezeu. Vă puteți da seama că sunt biserici și oameni din biserici care spun că nu e necesar să faci asta? Ăsta e mesajul central al Bibliei. E mesajul central al Bibliei, pentru asta a venit Iisus. Pentru asta a venit Duhul Sfânt. Spune Scriptura: așteptați aici până când va veni Duhul Sfânt. Din El va veni o putere. Când veți fi împuterniciți să vă duceți, să vă duceți și să faceți misiune, să vă duceți peste tot, să nu rămână un loc unde să nu vă duceți. E urgent, e important, duceți-vă. Pentru că sângele Domnului care ne scapă pe noi trebuie să-i scape și pe alții. Nu numai eu
am suflet. Și nu numai eu vreau să trăiesc, nu numai eu am groază să ajung în iad, mai sunt și alții. 8 miliarde de oameni nu vor să ajungă în iad, dar nu știu ce să facă, pentru că trimișii lui Dumnezeu n-au ajuns încă la toți oamenii aceștia. Oamenii lui Dumnezeu, avem parte de un nou început. Ne resetăm la setările din Biblie, din fabrică, și începem acest an cu prioritățile Scripturii, nu cu prioritățile denominaționale sau familiale sau personale. Luăm Scriptura ca o voce a lui Dumnezeu pentru noi și o împlinim indiferent ce am făcut până astăzi. O împlinim pentru că așa poruncește Dumnezeu. Și dacă poruncește Dumnezeu, este suficient pentru noi ca să facem chiar așa. Ăsta este un nou început. Moise l-a luat, deși a ezitat la început, și astăzi, și de atunci până astăzi, și de astăzi până întotdeauna, Moise este unul dintre oamenii cei mai proeminenți din Vechiul Testament, pentru că este omul de care Dumnezeu s-a folosit într-o manieră de excepție. Ce te împiedică anul acesta să fii diferit? Ce te împiedică să fii omul care știi că îl caută Dumnezeu? Te rog, așa cum stai acum pe bancă, spune: Doamne, fac un legământ cu tine în seara asta. Anul acesta te vei bucura de mine. Te rog, ajută-mă și nu mă lăsa pe resursele mele, că eu sunt pe rezervă de când m-am născut. Te rog, împuternicește-mă din nou și din nou, în fiecare zi, ca să fiu un bărbat care mă fac responsabil de misiunea în lumea asta și de voia ta cu privire la oameni, dar în primul rând la casa mea și la sufletul meu. Și doi, pentru că acolo este trupul și sângele Domnului cu care urmează să ne împărtășim, aduceți-vă aminte, avem sângele și ne calificăm prin sângele acesta, nu prin meritele noastre. De aceea, prin credința pe care o avem în sângele pe care l-am acceptat, ne vom împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Iar după aceea, dacă ai nevoie de vindecare sau de altă lucrare pe care o realizează ungerea, te rog în numele lui Iisus să te ridici și să vii aici în rând, pentru că Domnul te poate vindeca indiferent cum o cheamă pe boala asta, pe neputința asta și situația cu care te confrunți. Oamenii lui Dumnezeu, haideți să ne ridicăm, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne pregătim pentru a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului.